Zeci de mii de bătrâni singuri au nevoie de sprijin ca să poată purta povara vârstei, a neputinței și a vremurilor în care trăim. După cele câteva săptămâni din starea de urgență în care și primăriile și voluntarii s-au mobilizat să-i ajute astfel încât să rămână pe cât posibil în casă, acum mulți dintre ei sunt pe cont propriu. Din nefericire, pericolul de a se îmbolnăvi nu a trecut și sunt tot mai puține exemple în care seniorii sau alți români vulnerabili primesc o mână de ajutor, măcar la cumpărături. În Cluj, un specialist în IT care a rămas în martie fără slujbă și a găsit locul și, spune el, bucuria de a se face zilnic util într-un program de distribuție de hrană. Merge la 10 bătrâni pe care nu-i pot ajuta prietenii și rudele. Oricum îmi place să mă mișc și dacă pot să fac și ceva util cu prilejul ăla, cea mai mare bucurie. Produsele sunt cumpărate de organizația umanitară a Ordinului de Malta. Practic, totul se face din fonduri private. Și pentru noi și o porție sau două porții distribuite de un voluntar este un ajutor. Colegii noștri pur și simplu lasă la voluntar porția sau au avut cazuri când efectiv voluntarul prelua porțile. În tot acest lanț lipsesc în multe locuri primăriile. Treptat, după încheierea stării de urgență, cele mai multe au sistat programele de asistare a seniorilor. Iar acum, în paralel cu restrângerea orelor de teren ale funcționarilor, invocă lipsa unui cadru legal și a finanțării. Cât de important este ca autoritatea locală să se implice? Există linii de finanțare, există fonduri locale. Acum depinde de profesionalismul și buna voință și buna credință celor care lucrează direcțiile de asistență socială. Acești oameni știu că se expun atunci când ies în public, dar dacă ar beneficia de aceste bunuri și servicii, s-ar putea să fie plăți la facturi sau alimente de bază, nu vor altceva decât să își trăiască viața la standarde care respectă demnitatea umană. În comuna Hoceni, din Vaslui, un grup de voluntari se ocupă de 50 de bătrâni singuri. Autoritățile au obținut un proiect cu fonduri europene pentru îngrijire la domiciliu. Curățenii, văd că ai făcut, Matarani. Ai văzut așa cum am putut, mă doare picioarele. Te doare, nu? Dar o să-mi treacă ce. Cătălina face cumpărăturile pentru o văduvă de 84 de ani, dar o și vizitează zilnic. Ia zi, astăzi ce vreau să-ți cumpăr? Vrei pâine, iaurt, de ce ai nevoie? Ia pâine acum. Ești pâine, dați mai cumpăr, că-ți mai trebuie pe de seară. Rătale, nu ai voie să ieși pe stradă din cauza că ești bătrână. Așa, și mi-e frică să nu cald. Așa, și cu COVID-ul ăsta trebuie să te ferești, să te păzești. Lasă că vine. Fără mască nu poți ieși. Vine când nu-i chemba eu. De câteva ori, Cătălina a rămas cu mamaia Marina și peste noapte ca să o liniștească. La revedere, pa! Să ne vedem cu bine! Sunt și alte categorii vulnerabile pentru care deplasarea în afara unui spațiu protejat presupune efort crescut și risc mare de infectare. Persoanele cu handicap, dar care nu beneficiază de însoțitor. Cei care îngrijesc bolnavi nedeplasabili și mamele singure cu copii prea mici ca să poată fi lăsați singuri acasă. Unii oameni chiar nu au pe cineva de încredere să le ridice o rețetă din farmacie sau să le plătească facturile și nu întotdeauna comenzile sunt o soluție. Unii nu se pricep, alții nu au internet sau locuiesc în zone greu accesibile. Crucea Roșie distribuie haine și produse de îngrijire pentru copii mici și va extinde colaborările cu mai multe primării pentru a cumpăra și livra alimente. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.